dimineața, dragilor, și bine v-am găsit la un nou vlog la mine pe canal. Astăzi este vineri, nu știu ce dată este, am pierdut noțiunea timpului. Este ora 7 și eu deja sunt gata, pentru că am un drum de făcut, am o treabă de rezolvat la Todirești. Trebuie să merg să-mi iau haina, pentru că sunt tută și pentru că am uitat-o acolo. Și aveam, nu mi-e de haină, că mai am haine, adică nu stau în haina aia, dar aveam bateria de la cameră, de la DSLR, în buzunar. Și am lăsat-o cu totul acolo. Ce mai contează? Așa că, prima dată, înainte să mă duc la muncă, o să trebuiască să fac acest drum până la Dobirești, să îmi iau haina. Îmi vine să vomit. Mi-este foarte rău. Știți cum am răul meu de dimineață. Morning sick. Da, nu știu de ce. Știu de ce, adică de la chist, dar nu pot să încep tratamentul acum. Tratamentul se începe din a 14-a zi a ciclului menstrual. Deci, atunci se începe tratamentul și atunci am să-l încep. Zahăr, uite, mă uitam după zahăr și mi-am dat seama că e aici. Eu fac cafeaua, n-am mâncat nimic, dar nici nu prea vine să mănânc. Deși știu că dacă nu o să mănânc dimineața o să fie nasol, să mi se facă rău. Dar mi-este prea greață, prea tare îmi vine să vomit. Băi, eu cred că am pus prea mult. O să pun un pic de sirop de acesta de caramel. Gata. Cred că o să iasă un pic prea dulce. Am scăpat prea mult zahăr. Așa pățesc eu. Când vorbesc la cameră, nu mai concentrez ce fac în jur. Și aici. Și dăm drumul. Trebuia să pun și lapte, dar în fine. Mi-am luat capsule. În sfârșit mi-am luat capsule. Eu nu-mi iau foarte multe să rămână. Îmi iau... Ce, n-are apă? Ce se întâmplă? Nu-mi face cafeaua. Ce nu? Bă, deci așa ceva, fix asta, în dimineața asta, să mi se întâmple să nu-mi facă cafea. Ce Dumnezeu s-a întâmplat? Am pus capsula care trebuie. Incredibil. O fi pentru că e murdară, ăsta, ia stai un pic. O să aici cafea și cred că trebuie să... Să vedem. Era cafea căzută. Ia să vedem. Și Doamne, iartă-mă. Da, mă! Incredibil. Dar era un pic de cafea vărsată, căzută și nu pornea. O să mănânc o banană. N-am mai mâncat de mult o banană. Nu v-am dat vestea. Eu am fost promovată la muncă. Și lucrul acesta mă bucură tare mult. Asta a fost tot? Cred că da. Și ieri am avut o negociere foarte aprigă. În mediul privat,
Trebuie să-ți negociez la sânge ultimul bănuț. Deci tot ce... Trebuie să-l argumentezi, cumva. Chestia asta îți dezvoltă foarte multe abilități pe care nu știu dacă la stat ți le poți dezvolta, negocierea asta de bani. Și... Au, frige. Mă bucur că până la urmă a fost cum am vrut eu. Așa că mergem înainte în aceeași formulă. Păi, n-aveți idee ce cafea bună mi-am făcut eu aici. Cu siropul ăla de caramel, mamă! Deci chiar îl promovez, ia stați să vedeți despre ce este vorba. Deci din Altex, la zona de aparate de cafea, găsiți și siropuri de cafea. Și eu mi l-am luat pe acesta cu caramel. Este și cu vanilie, este și cu coconut, cocos. Dar mie asta îmi place. Și vanilia cred că e bună. Chiar am să încerc și ea să bea o gură de cafea. Ah, n-a ieșit dulce. A ieșit chiar amară. Da. Oare să mai pun un pic de sirop? Hai că o iau așa, că oricum am nevoie ca să mă trezească, că eu m-am trezit de la 5 astăzi, știind că trebuie să trag o fugă până la Todireș. Până la Todireș fac undeva la 20 de minute dus, 20 întors. Deci, na. Nici nu știu dacă mai mănânc altceva, cred că mi-ajunge banana asta. Cam atât, mă duc la Todirești să-mi iau haina și apoi mergem la muncă. Trebuie să iau și pastilele. V-am spus că am început să mănânc mai puțin. Mult mai puțin, în sensul care spre deloc nu. Mănânc, dar exact când simt că pur și simplu este suficient, nu că m-am săturat, la jumătatea saturației mă opresc și nu mai mănânc. Și poate slăbesc, nu știu. Mie place structura corpului pe care o am acum. Chiar dacă sunt șungulițe mai lăsate, vergeturi. Dar mie îmi place cum arăt acum. Niciodată nu m-am imaginat slabă, adultă și foarte slabă. Însă nu vreau să mă îngraș mai mult. De asta am început să țin un fel de regim, dietă. Nu știu dacă e dietă. Dar nu vreau să mă îngraș mai mult de atât. Este ok, sunt ok cu cum sunt acum. Se poate un pic mai bine, dar încercăm. Dar nu vreau să mă îngraș mai mult. Și am avut un vis, eu cred că mă macină chestia asta, să nu mă îngraș mai mult. Și am avut un vis în care mi se spunea că o să ajung la 100 de kilograme și eu m-am speriat, m-am panicat când m-am trezit din visul ăla, când efectiv 100 de kilograme, nu-mi imaginez cum se poate așa ceva. Și m-am speriat și m-am apucat de dietă. M-am apucat să nu mai mănânc. Da. Haideți la muncă. Ia uitați-vă că încă e întuneric afară. Eu mi-am lăsat mașina aici, scumpica. Uite, cred că nu trebuie să dau cu racleta, sper. Deci sper să ne împăcăm astăzi și să nu trebuiască să muncesc extra. Ia să vedem. Poate dacă o pornesc și o încălzesc.
Deci nu cred așa ceva. Trebuie să dezăpezesc. Deci nu pot să deschid portbagajul. Ba da, pot. E la limită. Deci, n-am pomenit așa ceva. Stați așa că trebuie să... să pornesc mașina, să încălzesc. Și să dezăpezesc. Mai ajung eu la Todirești când au zburat porc. Aici. Hai că am făcut-o și pe asta. Nu eram pregătită psihic pentru a dezăpezi, dar... pornesc. Vai. Astăzi vreau să vă zic, mă țeapă la inima. Pentru că stau deschiată. Astăzi vreau să... avem un eveniment în teren. La Institutul Bucovina va avea loc o expoziție de pictură, fotografie, ceva de genul. Și dacă reușesc să ajung, i-am zis președintelui că nu știu sigur, dar încerc, președintele asociației. Hai să pornesc la drum. Aiure, e foarte frig afară, miroase iarnă, miroase Crăciun. Am ajuns la Todirești, am băut o cafea aici la primărie și am luat haina. Tot aparatul de specialitate al primarului știa despre haina mea. E caldă, e frig afară. De asta mi iese abur pe gură. E frig afară. E friguț așa, dar e frumos. Nu știu dacă vedeți. Eu sunt aici, stați așa să întorc camera. Cum întorc camera? Nu pot să o întorc așa. Chiar nu mi-apare unde sunt. Sau fac așa? Nu. Trebuie să închid și apoi întorc camera. Aici este primăria de la Todirești. Eu deja am ieșit. Și... vroiam să vă arăt răsăritul, cât e de frumos. Ia uitați-vă ce fain, între doi copăcei și soarele. Asta da frumusețe. Și aici.
Da, mi-am recuperat haina de blană, că îmi părea rău după ea, pentru că este cea mai comodă haină pe care o am. Așa de toamnă. Mergem la birou acum, la redacție, și mă apuc de știrile mele până la ora 1. La ora 1 am acea expoziție. Să vedem dacă reușim să ajungem și dacă avem cu ce, în primul rând. Dar asta voi vedea la fața locului. Foarte greu am condus. Adică am condus repede, dar eu n-am lăsat geamurile să se dezaburească. Nu vedeam nimic până s-au dezaburit. A durat vreo 10 minute până sau 15. Și eu deja eram în drum, aglomerat, și eu nu vedeam nimic, tot făceam așa, mai dădeam ștergătoarele, dar ce să ștergi, că erau aburite, nu se, adică era drum aia, chiar dacă eu am dezăpezit mașina, era grumată cumva și de asta n-am reușit. Da, mergem la redacție și ne auzim de acolo. Am ajuns la birou și mă apuc de știrile mele. Doamne, cum am condus. Deja îmi pregăteam scuza, dacă mă oprește poliția, să le zic că mă grăbesc la un subiect de presă. De obicei presa este un pic scutită de, adică da, dacă este un subiect, da, dacă poate să meargă mai cu viteză, ca să zic așa. Pentru că eu am vrut să ajung la birou de dimineață, trebuie să vină cineva să mă întâlnesc cu el și am zis că nu-i frumos să nu fiu la birou când el vine, când persoana respectivă vine. Așa că m-am grăbit un pic, am fost la limită, acum aștept să vină ca să discutăm ceva și după aia intru în pâine, mă apuc de știri. Uite aici, ce Dumnezeu se vede! Nu v-am arătat sacou? V-am arătat? Nu știu dacă v-am mai arătat. Mi-e-mi place mult. E luată recent. Mi se pare așa că dă o notă foarte elegantă și faptul că nu are decolteu, adică el vine aici închis până sus și dacă îi prinzi aici nasturele, mi se pare că e foarte elegant. Foarte elegant. Este luat din Sinsay. Am dat pe el 89 de lei. L-am văzut și mi-a plăcut foarte mult. Și am zis că lasă că-l iau, o să mai vin și o să-l iau. Când m-am întors a doua zi să-l iau, era doar ăsta, L-ul. Eu probasem atunci, am probat și M-ul și L-ul, pentru că eu de obicei sunt așa, ori M, ori L. Și M-ul mi-era mic și îmi venea L-ul foarte bine. Și am zis că las că vin mâine. Era o grămadă de sacuri de astea acolo în Sinsay. Adică erau foarte multe, nu știu, cred că vreo 15, ceva, deci peste 10 oricum. Am numărat peste 10. Zic că am de unde alege. Ce credeți? M-am întors a doua zi după el. Era doar ăsta. Deci doar ăsta l-am mai găsit. Ferească, sunt, deci s-a cumpărat. Nu știu cum să zic, îndraci, efectiv, s-a cumpărat sacoul ăsta din Sinsay. Cred că era, le-a plăcut tuturor. Adevărul că era, e frumos, e frumușel. Nu e sacou, e un fel de blazer, ca să zic așa. Bine că l-am prins, adică zici că era și mărimea mea, el, că eu probasem și îmi venea mai bine el-ul decât M-ul, și rămăseseră fix el-ul. Deci a fost super, l-am luat, am zis, bă, ăsta e pentru mine, a rămas pentru mine acolo. Și m-am bucurat mult că l-am mai găsit, că puteam să nu-l mai găsesc. Iar eu pe net nu mai dau comandă. Am zis că veci pururi de haine, niciodată pe net nu mai dau comandă. Pentru că nu-mi place. Nu reușesc să găsesc. Pentru că nu pot să ating materialul. Chiar dacă scrie în descriere, eu trebuie să văd haina, să o ating, să o probez. Poate mărimea e bună, dar poate, nu știu, nu-mi vine într-o parte, poate stă mai câș. Croiul poate e ciudat și nu-ți dai seama decât când o braci, când îl probezi. Așa că, iată-mă cu acest sacou. Haideți să începem treaba.
tainele picturilor celor doi artiști, aș dori să vă mai ofer câteva informații pentru a-i cunoaște și dumneavoastră mai bine. Ai cam zis ca să înțelegeți de ce nu filmez de multe ori când sunt în teren, pe drum. Pentru că ia uitați-vă, în spatele meu se muncește. Suceava e un șantier, nu știu cum se face că mereu în campanie electorală se întâmplă asta. Noi am fost la Institutul Bucovina și eu îl aștept pe colegul să iasă. Eu m-am dus să cumpăr o floare colegii mele și îl aștept să iasă. Trebuie să mergem să luăm interviu unui medic care a salvat o lebădă și vreau să fac așa un material frumos de autor. Și a zis domnul ăla să-l sun când ies de aici, de la expoziție. Așa că aștept să iasă colegul și să-l sun. Vremea e foarte faină, dar să știți că e foarte frig. E foarte rece. Zici că e iarnă. Dar... oare a venit colegul? Vineri 18 octombrie a avut loc vernisajul expoziției de pictură Vremuri și valuri călătorii în acoarelă, organizată de Institutul Academia Bucovina în colaborare cu Galeria de Artă Zamca, Consiliul Județean Suceava și cu sprijinul Ministerului Culturii și Direcției Județene pentru Cultură Suceava. Evenimentul s-a desfășurat la Galeria de Artă Zamca și a fost un real succes. Expoziția Vremuri și valuri, călătorii în acuarelă, reprezintă o colecție de tablouri semnate de artiștii Iulia și Ion Cârchelean din Republica Moldova. Expoziția este formată din 43 de lucrări în acuarelă, realizate prin tehnica umed pe umed. Alături de cei doi artiști, tată și fică, a fost și mezinul familiei, cel mai vorbăreț și cel care își ia rolul de continuator al pasiunii pentru pictură în serios. Am avut aici lucrări care se transmite cât mai multă emoție, să invite la meditație și să creeze o plăcere în zonă. Tatăl meu fiind pictor, ce vedeam și eu pe acasă, aia făceam. Și încetul cu încetul am mai șlefuit, să zic. Cum te numești? Ștefan. Și ție îți place să pictezi? Da, dar câteodată mai pictez la lucru, câteodată acasă, așa că mai care am scădere să mai ieși, care sunt cu euro, în acestea le vindem și tocmai la care nu sunt cu euro, nu le vindem. Și așa, și am adus în apătare de casă jucătie și o să vedem și o să punem în vasă. Așa, am înțeles. Adică, deja aveți fa. El o să vă vândă lucrările da, și o să se ocupe de marketing. Da, 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 observ. Mulțumesc, Stefan. Și dacă nu știe cât costă mama sau un bunelul, mă cheamă pe mine și o să le fac. Că le faci, da, da. Ce ne puteți spune despre această expoziție? Pot să vă spun că eu sunt invitat de acum în termen de Iulie și Adelie. Sunt lucrări din ultima perioadă. De fapt, nu a fost greu, că a fost bine, două săptămâni sau trei în urmă când a fost plecat, venind la o expoziție la Târgu Mureș. Deci cam anul ăsta a fost expoziție mai mult prin România, începând cu Napoca. Și am făcut o tură, practic zicem că, cum a zis și Iulia, că cam finisem la Suceava, turul expozițiilor, da, aproape de casă. Evenimentul a fost deschis de Vasile Gafiuc, președintele Asociației Institutul Bucovina, care a precizat că ceea ce a văzut astăzi la Galeria Zamca nu este altceva decât modelul de familie, în care arta s-a transmis din generație în generație și este păstrată la rang de cinste, iar lucrul acesta îl bucură nespus. De fiecare dată ne simțim special, să zicem, atunci când avem artiști din Republica Moldova. Nu este prima dată când găzduim artiști din Republica Moldova, dar
de fiecare dată este o bucurie. Sperăm ca această bucurie să fie reprezentată și cetățenilor municipiului Suceava, cei care pot să ne viziteze în fiecare zi. O să vedeți multe din lucrările în acuarelă, prezintă peisaje și elemente din viața unei familii. V-am bucurat să văd acolo copii, să văd fructe, să văd chestii de toamnă. Da, e frumos și e cald, așa, îți dă un mai ales în sala noastră unde organizăm multe instruiri. Automat îți dă o stare din aia de a învăța, că zic eu. Iată că și copilașul artistei a contribuit. E o, cum să zic, o pasiune de familie care se transmite de la tată la fiică, de la fiică poate cine știe la băiețel. Da, cred că este un model foarte frumos să vedem de la bunic la tată și ulterior la nepoțel. Ștefan este grozav de el, este vorbăreț aici la noi, ne-a umplut deja galeria de vorbe frumoase și de gânduri constructive. E un model frumos de familie și ne bucurăm că se transmite arta din generație în generație. Și deja lui Ștefan ne-am rezervat galeria atunci când va avea o colecție să o expună. Criticul de artă Delia Leizeriuc de la Direcția Județeană pentru Cultură Suceava a evidențiat legătura de suflet pe care o are cu artista Iulia Cârchelan, care nu s-a surpat de trecerea timpului. Cât despre lucrări, aceasta a avut numai cuvinte de laudă asupra unui întreg palmares ce reflectă multă muncă și pasiune. Mă bucur nespus de mult că am reușit să o aduc pe Iulia Cârchelan alături de tatăl său la Suceava, ei fiind din Republica Moldova. Și cum să nu-i aducem la Suceava când suntem atât de aproape, graniță în graniță, da? Pentru că sunt niște artiști foarte talentați și cunoscuți în întreaga lume, în Europa, în America și nu numai. Ținând cont că tatăl Iuliei a avut prima sa expoziție în America prima oară. Debutul său a fost în America, nu în Republica Moldova, nu în România sau în Europa. E bine și trezi o potrivă când am știut să-l valorificăm noi la început, să fie statul la noi, dar, nu știu, poate așa a fost drumul, dar a fost bine pentru el. Și mă bucur că a reușit să ajungă și la noi, la Suceava, la distinsa galerie de artă Zamca. Iulia a fost colega mea de facultate pe specializarea Istoria și Teoria Artei din cadrul Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași. Și am ținut într-adevăr legătura. Ne-am înțeles foarte bine în timpul facultății și s-a creat o conexiune frumoasă. Bine, cu timpul viața ne-a dus pe drumuri diferite și n-am mai ținut o comunicare activă, dar de fiecare dată când reușeam să luăm legătura, ne-am dat seama că, nu știu, conexiunea noastră nu s-a tulburat nici de cum. Din contră, parcă suntem și mai unite, acum suntem și mame de băieți, ne învârtim în sfera artei, viața de pictor și așa mai departe. La eveniment a luat cuvântul și Antonio Alexandru Flandorfer, directorul Direcției Județene pentru Cultură Suceava, și maestrul Mihai Pânzarupim, curatorul expoziției, și, bineînțeles, Iulia și Ion Cârchelan. Autorii tablourilor, cine va dori să vadă tablourile și chiar să achiziționeze lucrări de artă din cadrul acestei expoziții, o poate face de luni până vineri, între orele 9 și 17, la Galeria Zamca, pe strada Zamca, numărul 17. Sunt lucrări descrise ca fiind în acorduri pastelate cu nume numeroase peisaje, naturi statice ce îmbracă elegant întregul ansamblu. Fiecare tablou al colecției este o poveste, oferind o experiență vizuală atât personală cât și universală. Dragilor, eu am ieșit de la muncă, n-am mai apucat să filmez nici cum dau voci, nici cum scriu, pentru că am tot filmat și chiar nu am avut timpul necesar, adică am fost foarte pe fugă, pe grabă. Și nu am putut să filmez, dar cred că o să filmez un pic acasă, să mai stăm de vorbă, cred că așa o să fac, pentru că sunt deja câteva zile de când n-am filmat și dacă tot astăzi am început vlogul, chiar dacă e așa mai șchiopătează vlogul, zic să postez totuși în seara asta ceva. Eu am ieșit de la muncă și am venit la Jumbo. Stați așa, nu? Iar nu pot să întorc camera. Pot să întorc camera? Nu pot. Pe bune?
Nu se poate întoarce camera la iPhone din filmare? Mi se pare iurea. Ia stați așa. Da, nu se poate. Sau nu știu eu, nu știu. Eu am ajuns la Jumbo. Vreau să merg să-mi iau pahare de vin. Pentru că nu am în casă și întotdeauna zic, băi, trebuie să-mi iau pahare. Două, nu vreau mai multe. Două pahare de vin. Pentru vin. Vreau să caut... Stați așa. Am întors iarăși camera. Vreau să caut folie pentru acest telefon. Să văd dacă găsesc, dar nu e musai, adică e un pic crăpată. Vreau doar așa, orientativ, să văd un preț, să văd dacă e mai ieftin decât în magazin. Aș vrea să schimb, dar vedem ce găsesc. Vreau un pic așa să mă uit și ce am mai vrut să iau. Un suport de telefon magnetic. Să văd ce găsesc, pentru că să pot pune în mașină telefonul așa să filmeze, să filmeze drumul, să mă filmeze pe mine și ăsta pe care l-am, uitați-vă, este așa, adică este acesta și nu reușesc să filmez cu el, să pun telefonul orizontal, merge doar vertical și nu prea mă coafează bine chestia asta. Așa că un pic de shopping, că nu știu dacă cheltui 20-30 de lei. Vedem. Ideea e că vreau să mă premiez puțin pentru promovarea pe care am avut-o. Adică... Na. Mă duc în magazin. Aș vrea și să mănânc ceva. Mi-e așa de foame. N-am mâncat nimic. Am mâncat doar banana aia dimineață și este deja ora 6 fără 10. Ia uitați ce covorașe frumoase. Zice că sunt fosforescente. Deci interesant. Pentru copii. Aici iarăși scăunele. Deci scăunele mici. Și aici scăușurile. Aici sunt pușculițele. Mie astea mi se par interesante, uite astea așa de travel. M-a bătut odată gândul să iau, doar că la asta nu știu cum scoți banii din ea. E așa de compactă, efectiv n-ai cum să scoți banii. Nu știu, poate știți voi. Uite, mai este și așa. Și asta e interesantă, așa cum New York-ul. Uite, borcanașele astea îmi plac. Adventure Found. Este tot pușculiță, dar aici și vezi banii. Foarte tare asta, uite, asta e interesantă. Da, eu practic un borcan, numai că are și pe unde să pui banii. Uite și clasicele pușculițe porcușor. Interesant. Uite, astea sunt lămpi pentru copii. Da. Uitați-vă aici.
Și cât de frumoase sunt jucăriile astea. Deci eu dacă aveam așa ceva când eram copil... Doamne, cât de frumos! Uitați-vă un pic! Asta este aparat de cafea, de jucărie, da? Asta este tigaie și de făcut pizza. Casă de marcat, coș de cumpărături. Și aici pentru bucătărie. Mamă, cât de faine sunt! Uite, mixer! Mixer, prăjitor. Uite, prăjitor de pâine. Ce tare! Aici, uite, grătar. Deci tot ce are un adult în casă sunt și în varianta mini. Aici avem masă de călcat, mașină de cusut, fier de călcat. Foarte tare! Uite aici la fel. Uite, asta este mașină de spălat. Da, deci se deschide aici. Este 100 de lei. Asta este mixer, da? Mixer. Foarte tare. Uite, pătuț. Asta ce e? Pătuț? Sau cuptor? Cuptor, cred că. Nu, mașina de spălat vase, fraților. Doamne, ce tuta sunt. Deci asta e mașina de spălat vase. Da, uitați-vă aici jos ce este. Asta este mop. Aici este mătură, tot cu găleată de lemn. Aici este zona de Halloween, nu mă interesează. Și aici sunt jucările, nici aici nu interesează. Deși îmi plac mașinile astea și... Așa o sticlă. Vreau să vă arăt că au apărut decorațiunile de Crăciun. Uitați-vă ce fain. Ce super. Și asta e fain. După asta este de la de... și cântă. Uite, aici. Și aici, bineînțeles că avem globurile astea. Uitați-vă aici câte căni crăciunistice. Și cumva simplă în același timp, adică... Bine, astea-s deja mai multe elemente prin ele. Vreau să vă arăt puțin decorațiunile astea, pentru că mi se par super. Adică, ia uitați-vă asta, cât de faină e. Uite aici. Mm.
Asta-s faină. Astea. Nici nu mai simt nevoia să vorbesc, pentru că imaginile vorbesc de la sine. Uite aici, smere, eu l-am pe acesta. Dar acum au apărut unele și mai frumoase. Uite, cățel. Asta o am și eu. Sunt tot felul de pahare aici, dar nu-mi plac. Uite, nici asta. Eu am luat, am găsit așa un suport pentru mașină, pentru oglindă. Chiar asta o să fie bun. Am luat o sticlă de aceasta pentru cafea. Un suport metalic pentru telefon. Pentru că pe suportul ăsta ce-mi place la el este că poți să-l pui și la încărcat telefonul în timp ce stă pe suport. Am luat așa o agentuță pentru telefon și am luat o agendă. Stați așa un pic. Așa arată. Și acum caut pahare. Se văd toate imperfecțiunile feței cu camera asta, Doamne! Eu am ieșit din Jumbo. Am filmat așa foarte puțin, nu foarte mult, că se uitau oamenii ciudat la mine și nu mi-a plăcut. Am ieșit și am pus telefonul pe suport. Doamne, cât de fain stă! Îmi place tare mult. Mă bucur că am găsit. Pentru asta am venit. Am luat ce v-am arătat și am mai luat... două pahare de vin, unul în spate, că le-am pus separat să nu se spargă. Așa, pahare de genul ăsta, două am luat. Atât am trebuie, de chiar nu-mi trebuie mai mult. Și plec acasă. Ia să pornim mașinuța. Erau foarte mulți oameni în Jumbo. Inițial nu erau. Păi și parcă, nu știu, vă zici că s-a răsturnat un camion de oameni în Jumbo. După câteva minute. Primele cadre le-am filmat așa foarte bine și după aia când am mai vrut să filmez, foarte multă lume. Și nu doar că se uită ciudat că tu filmezi, că nu m-ar deranja faptul că se uită ei ciudat, dar nu doresc să fie, îți și spun unii dintre ei, că nu doresc să apară pe filmarea ta și mi se pare cumva normal, dar în același timp ești în spațiu public și odată ce ai ieșit, ești filmat pe camerele de la vedere, ești filmat, n-ai cum. Uite, deja s-a întunecat și nu știu cât e ceasul. Nu prea mai am ce filma așa de pe drum. O să filmez altă dată, cu altă ocazie. O să mai vedeți și drumul. Pricopsit cu două telefoane și nu prea îmi place situația. Dar asta este. O vreme o să stau așa până. Până se mută toate datele. M-am certat un pic acum când am plecat. Adică nu m-am certat, doar am făcut o observație că știrile nu intră la timp, deși eu le dau la timp și nu mi se pare chiar corect. În fine. Oricum, eu mă uit
dreptul meu, eu dacă treaba mea o fac. Asta este, restul nu prea mă mai interesează, că nici nu e bine să te intereseze, știi? Dar, ei, chestii de redacție, știți cum este într-o redacție obișnuită, adică astăzi la ordinea zilei. Mai sunt unii care umblă prin oraș cu 80 la oră. Mie nu mi se pare normal. Cred că de asta, uite, aici sunt mereu gropi și trebuie mereu să le ocolesc. Cred că de asta au loc și accidente, pentru că nu se respectă. Acasă și încă trebuie să editez vlogul, să mănânc. Mi-am luat un corn cu ciocolată și am mâncat așa în mașină, că chiar îmi mărădea stomacul. Și mi-am potorit cumva foamea. Uite, trebuie să ajung și la, nu știu dacă merg acum, să duc sticlele la reciclat, dar nu prea am chef acum. Și e și foarte aglomerat la Lidl, deci nu sunt nicio formă. Da, bravo! S-a apropiat ăsta de mine și... Să nu dau în el, l-am dat în groapă. Că nu putea să meargă și el un pic mai la distanță. Uite, cam așa ies seara. Uite că... Da. Of, mă fermește. S-a băgat unul în față. Deși nu avea prioritate, dar mă rog. Eu de obicei las, dar las și când se poate. Când nu se poate, nu pot să... O leacă să filmeze drumul spre casă, ca să vedeți și în față un pic. Încercam să întorc camera și nu știu cum s-a apelat apel de urgență. Eu sper că am închis la timp și că nu mă sună cineva. Ia iurea. Thank you.
dragii mei, eu am ajuns acasă, în casă. Încă nu m-am schimbat pentru că am vrut să filmez încheierea acestui vlog. Vreau să mă pun să îl editez. Am mâncat, în schimb, am mâncat niște friptură cu salată de sfeclă. Și acum mi-am pus un păhărel de vin. Vreau să sărbătoresc promovarea mea. Pentru că încă n-am sărbătorit. Bine, o să o sărbătoresc și cu iubitul meu, dar nimic nu se compară când sărbătorești singur. Nu știu, mie îmi place tare mult să sărbătoresc ceva eu cu mine. Încercați, chiar o să vă placă. Ziua de astăzi a fost normală, aș spune. Nu știu chiar ce să spun despre ziua de astăzi. Am avut așa niște întâlniri mai importante, cumva mai decisive. Dar una peste alta a fost bine. Am reușit să fac tot ce era de făcut. Și tare mult mă bucur pentru momentul ăsta. Parcă l-am așteptat de foarte mult timp. Și vă dați seama că eu nu pot să spun foarte multe lucruri. Dar cred că se înțelege așa de la sine, oarecum. Încerc să fiu destul de rezervată cu privire la detalii sau chestii de genul ăsta. Uite că am luat o gură și parcă mi s-a urcat la cap tensiunea. Când ești obosit și o gură de vin, dacă iei, te pune la pământ. Și vreau să editez vlogul ăsta. Atât de tare îmi place acest blazer. Vreau să zic că, nu știu, îmi place mult, mult, mult. Mi se pare că mi se și potrivește, mi se pare că e pentru mine. A fost croit pentru mine de chinezoaice. Nu știu, dar îmi place tare mult. Cred că mă avantajează genul acesta de haine. Mi se pare că ascund foarte bine burta. Cel puțin eu, de exemplu, în zona burții, da, am un dezavantaj, uitați-vă, șunculițele. Și atunci chestia asta vine așa cumva și ne ascunde foarte bine. Și chiar e super. În rest, sunt bine. Chiar am stat și m-am gândit, băi, am nevoie de papuci de iarnă? Am. Am nevoie de haine groase de iarnă? Am. N-am nevoie. Deci de ce să cumpăr dacă n-am nevoie? Adică vreau să mă limitez cumva. Chestia asta mi-a plăcut și am luat-o, dar așa chestii majore, să zic, pe partea asta de îmbrăcăminte și necesare, ca să nu fie necesare, nu am nevoie. Stau ok și la capitolul fâș, haina de blană, chestii, am suficient. Și cred că toată iarna asta o să port papucii aia din Denis, pe care i-am primit cadou. Am primit o pereche de ghete din Denis, cu piele întoarsă și sunt foarte comode. La început un pic mă strângeau, dar acum și-au dat drumul și sunt perfecte. Și sunt ok. Mâine vreau să stau mai mult prin casă. Vreau să mă pun la punct cu unele chestii, vreau să creez conținut, pentru că e weekendul în care eu sunt liberă mâine. Și vreau să mă și odihnesc. Poate fac și live-uri pe TikTok. Să mă urmăriți și pe TikTok, că s-ar putea să intru mai des live acolo. Eu vă las. Cam acesta a fost vlogul de astăzi, dragilor. Ciocnim un pahar de vin împreună pentru promovarea mea.
Și? Ce să zic? Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de abonare și de like, iar până când ne vedem data viitoare, kisses!